De câteva zile șeful Crucii Roșii din Gorj, Marius Vlaicu, avea simptome specifice noului tip de coronavirus și în final a mers la spital unde a fost testat pentru COVID. El lucrează în cadrul complexului Energetic Oltenia unde au fost depistați pozitiv încă trei angajați din rândul TESA în ultima săptămână. Direcția de Sănătate Publică Gorj a declanșat o anchetă epidemiologică, iar conducerea companiei a decis ca toți angajații care au intrat în contact cu cei infectați să se izoleze preventiv la domiciliu.